Am votat pentru dezvoltare, pentru inovare, pentru justiție independentă, pentru o țară suverană, cunoscută în lume, o țară în care toți cetățenii să-și găsească de lucru, să nu mai fie nevoiți copiii și nepoții noștri să-și caute de lucru în alte țări, iar cetățenii din această țară să aibă posibilitatea să își dezvolte o carieră și să aibă un trai decent în țara lor. Trebuie să înțelegem cu toții că este o zi foarte importantă astăzi și acest lucru deja se cunoaște de dimineață. Toate organismele de presă naționale au relatat faptul că este o prezență mare la vot încă din primele ore ale dimineții. Este o zi în care, practic, noi trebuie să ne hotărâm viitorul României. În acest sens îi sfătuiesc pe toți cetățenii municipiului Turda să se ducă la vot și să voteze după cum le dictează inima.